În anul 2016, la instituția prefectului au fost depuse 1082 de petiții, 189 centrale și 893 locale, diferența constând în corespondența cu autoritățile centrale și locale. Referitor la soluționarea petițiilor, 33 de petiții au primit răspuns pozitiv, 120 au primit răspuns negativ, 360 au fost redirecționate către instituțiile abilitate, iar 33 sunt în curs de soluționare. 33 au primit răspuns pozitiv, 120 au primit răspuns negativ, 360 au fost redirecționate către instituțiile abilitate, în 49 de cazuri s-a declinat competența către organele justiției ori parchete, iar pentru 417 au fost acordate precizări. 70 au fost clasate și 33 sunt în curs de soluționare. În cursul anului 2016, la sediul instituției au fost primite în audiență 245 persoane, din care 207 de către prefect și 38 de subprefect. Activitatea de aplicare a apostilei pe actele oficiale administrative a constat în primirea și înregistrarea unui număr de 3268 de cereri pentru aplicarea apostilei unui număr de 4625 acte administrative. Au fost primite în audiențe un număr de 245 de persoane, din care 207 de către prefect și 38 de către subprefect, iar angajații instituției prefectului au consiliat un număr de 548 de persoane. Prefectul județului a emis un număr de 581 de ordine. Activitatea de aplicare a apostilei pe actele oficiale administrative a constat în primirea și înregistrarea unui număr de 3268 cereri pentru aplicarea apostilei, unui număr de 4625 de acte administrative.